Dragi ascultători, vă spunem din nou bun găsit la emisiunea Creștinul Contemporan. Sunt Adrian și, iar alături de mine, în studioul Radio vocea Evangheliei, se află din nou pastorul Bisericii Emanuel, Ciprian Luca. Vă spunem din nou bun venit și mulțumim încă o dată pentru invitația pe care ați onorat-o venind să dezbatem împreună subiectul Relevanța Scripturii în Societatea Contemporană. Mulțumesc încă o dată pentru invitație și... Mă bucur că putem avea această discuție foarte importantă, nu numai pentru noi ca și creștini, ci și pentru societatea în care noi locuim, în care trăim. În emisiunea precedentă am învățat că nu există contradicție între revelația generală a lui Dumnezeu, reprezentată de natură, de societate chiar, Dumnezeu vorbește prin intermediul elementelor naturii și chiar prin intermediul oamenilor și revelația specială pe care o numim noi cuvântul inspirat al scripturilor. Avem rugămintea, domnule pastor, să ne spuneți de unde această scinziune pe care o resimt mulți, această diferență între aceste două revelații, dacă ele au aceeași origine până la urmă, persoana lui Dumnezeu. Aș începe prin a spune că noi ca și creștini socotim că tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu. Și asta aduce împreună atât revelația naturală prin creație, cât și revelația specială prin Scriptură și prin Domnul Isus Hristos. Sigur că în Domnul Isus Hristos avem toată plinătatea Dumnezeirii, avem tot adevărul, fără măsură. El este apogeul Revelației. Sigur că Scriptura reprezintă cuvântul lui Dumnezeu inspirat de Dumnezeu și fără greșeală, dar, pe de altă parte, dacă aruncăm o privire prin intermediul mijloacelor științifice asupra naturii, asupra creației, Biblia ne spune că ceea ce vom vedea sunt, de fapt, trăsăturile nevăzute ale lui Dumnezeu care se manifestă în modul în care el a creat toate lucrurile. Dacă ceva este adevărat în, în științe, în matematică, în chimie, în fizică, în astrofizică, în orice domeniu al științei, care știință, sigur, își propune să cerceteze, să găsească adevărul și realitatea cu privire la lucrurile care ne înconjoară, adevărul acela este adevărul lui Dumnezeu. El nu contravine, nu intră în conflict, nu exclude, nu respinge adevărul Scripturii. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie spus că Scriptura nu este o carte de știință. Și vreau să clarific afirmația aceasta. Sunt oameni care citesc Scriptura ca să găsească răspuns dacă nu știu ce formulă este corectă sau dacă există civilizații extraterestre. Nu, știu. nu de asta ne-a fost dată Scriptura. Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu dat nouă către mântuire, către a cunoaște pe Dumnezeu, către a ști cum vrea Dumnezeu ca noi să trăim. Ea conține informații științifice, ba chiar putem spune că ea conține niște informa informații care s-au demonstrat sau s-au dovedit a fi cu caracter științific, hai spune modern, cu mult timp înainte ca să se și pună problema. De exemplu, înainte ca să existe noțiunea în știință că aerul are greutate, scriptura vorbește despre asta. Înainte ca știința să descopere că, de fapt, Pământul plutește în spațiu, scriptura descoperă asta. Înainte de a se vorbi despre Univers, despre stele, scriptura vorbește despre toate astea în raport cu pământul și am dat doar câteva exemple. Izvoarele mării. Izvoarele mării. Deci, sigur că dacă există anumite afirmații, hai să spunem, care pot fi privite sau interpretate și cu caracter științific, ele sunt adevărate. Dar scriptura în sine nu este o carte, un compendiu de știință, nu este un manual de biologie, nu este un manual de chimie, nu este un manual nici măcar de istorie, chiar dacă ea conține foarte multe relatări istorice. Scopul nu este să inventarieze nu știu ce chestiune, ci să prezinte viziunea lui Dumnezeu care să ne fie nouă de folos duhovnicesc. Deci asta e a doua chestiune. Iar a treia pe care aș vrea să o spun, este legat sau legată de aparentul conflict dintre știință și scriptură sau dintre viziunea științifică de laborator bazată pe empiric, pe cercetare și vezi doamne viziunea oarecum mistică bazată pe revelație divină. Nu există conflict și o spun cu proprietatea termenilor, și sunt cercetători care au, au studii în alte, doctorate în ambele domenii, și în științific, și în cel teologic, și susțin asta. Nu există un conflict între știință și scriptură. Există un conflict între știentism și scriptură. Și ismul acela, practic, indică o ideologie șcientismul este ideologia quasi religioasă că tot ceea ce există poate fi interpretat și trebuie obligatoriu să fie interpretat doar prin mijloace științifice. Ceea ce este o aberație, este un nonsens. De ce? Pentru că eu voi la dumneavoastră acum și dacă vreau să am o perspectivă asupra, nu știu, masei structurale, moleculare asupra uh, trăsăturilor biochimice din corpul dumneavoastră, da, pot să dobândesc această perspectivă supunându-vă unor analize, unor teste și în laborator se vede foarte clar câtă apă, cât muși, cât așa, ce... Dar nu pot să spun, eu știu tot ce se poate ști despre pastorul Adi Jurj printr-un uriaș de complex experiment biochimic. Există o dimensiune psihologică Există o dimensiune socială, există o dimensiune spirituală pe care mijloacele, hai să spunem, de laborator, da, științifice sau specifice științelor uh, acestea, nu le pot sonda sau nu au, nu au instrumentarul pentru a le explica. Și instrumentarul se schimbă. Exact, prin urmare, nu mai vorbim de Univers, vorbim doar de Om, care este el însuși un mic Univers într-un trup. Da? Știința este foarte importantă. Sau anumite domenii, sau toate domeniile științei sunt foarte importante pentru a cunoaște cât mai mult despre om, dar mijloacele pe care chimia, fizica, biologia și toate celelalte le au la dispoziție nu sunt suficiente. Sunt insuficiente dacă vreau să cunosc omul în ansamblul lui. O să spuneți, da, mai există și, uite, psihologia. Psihologia ne ajută să înțelegem omul din de vedere al psihelui, al sufletului, al intelectului. Bun. Există și sociologia care ne ajută să-l înțelegem pe om în contextul complexității relațiilor sale cu restul lumii. Bun. Și doar atâta este cu privire la om? Uh, cu privire la homo religiosus? Da? Uh, nu. Există și o dimensiune spirituală. Și care dintre științe îmi oferă instrumentarul de a sonda și de a înțelege această dimensiune spirituală? Întrăsnesc să spun că teologia... Teologia are la bază revelația lui Dumnezeu prin Sfintele Scripturi uh, și prin uh, Domnul Isus Hristos. Deci, ce vreau eu să subliniez și m-aș bucura ca uh, cei ce ne ascultă să înțeleagă este că între știință, între adevărata știință, uh, știința aceea foarte riguroasă care își propune să afle adevărul, să sondeze realitatea și scriptură, nu există un conflict el este, dacă există în mintea cuiva, există un conflict închipuit sau fără motive serioase, concludente. Adevăratul conflict este între științism și scriptură. Adică, între pretenția științei și nu a întregii științe sau nu a tuturor oamenilor știință a unei părți, între pretenția că doar știința poate explica totul și pretenția scripturii și a creștinilor că nu totul poate fi exprimat de, sau explicat de știință, ci că avem nevoie de scripturi ca să ne înțelegem pe Dumnezeu și să ne înțelegem pe noi înșine ca oameni, ca ființe spirituale. Acolo cred că apare conflictul. Înțeleg că cei care sunt orientați să evalueze realitatea doar din perspectiva percepției senzorială, trebuie să fie conștienți că acest instrumentar despre care ați vorbit în Evaluarea realității se schimbă. E ca și cum am trata un bolnav după cărțile de medicină de acum 50 de ani. Poate am intra în pușcărie dacă am fi medici. De asta e nevoie de o unitate de adevăr, de un adevăr prin intermediul căruia să evaluăm toate celelalte postulate. Astfel că ne îndreptăm atenția către cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și vă pun o întrebare dublă. Primul rând, care este experiența dumneavoastră, într-un mod practic, cu Scriptura, și apoi, care sunt învățăturile de bază care v-au marcat cel mai mult? Ce v-a plăcut cel mai mult la Scriptură? Unde vă regăsiți cel mai mult în învățămintele Sfintelor Scripturi? Experiența mea în raport cu Scriptura este că, prin Scriptură, l-am descoperit. Dumnezeu, și bineînțeles, asta prin intermediul Domnului Isus Hristos. Mie îmi place foarte mult uh, ceea ce spune unul dintre cei mai cunoscuți și mai mari teologi protestanți ai vremii noastre, Jürgen Molman. El spune: Eu cred în Dumnezeu datorită lui Isus Hristos. Isus Hristos este fața umană a Dumnezeului nevăzut, ca unul care a trecut prin ororile uh, unor lagre de concentrare sau, în sfârșit, a unor, unor războaie, mi se pare, ca să fiu corect. Molman a fost foarte ispitit, să zic așa, să nu creadă în Dumnezeu, într-un Dumnezeu din ăsta nevăzut și... Dar el zice, tocmai datorită Domnului Isus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, care este Dumnezeu care a venit să sufere împreună cu noi, care n-a venit să ducă o viață în asta triumfalistă, să demonstreze, ci a suferit ca și noi, a murit și apoi a înviat ca să ne răscumpere datorită lui cred. Ei, scripturile prin citirea lor mi-au înlesnit această întâlnire cu Domnul Isus Hristos și cu Dumnezeul nevăzut prin intermediul Domnului Isus Hristos. Și asta a transformat modul în care gândesc, modul în care percep lumea și viața, viziunea mea despre lume și viață. C.S. Lewis spunea, cred în Dumnezeu așa cum cred în soare, nu pentru că îl pot vedea neapărat și pentru că prin lumina lui pot distinge sau pot vedea clar toate lucrurile. Experiența mea, în raport cu Scriptura, este că citind Scriptura am reușit să găsesc o explicație, un liant și o explicație coerentă pentru realitatea înconjurătoare. Să reușesc să văd într-un mod coerent lumea, viața, oamenii și toate celelalte lucruri. Asta face Scriptura. Scriptura ne descoperă pe Dumnezeu și ne oferă o viziune plină de lumină care deslușește și ne ajută să deslușim în lumina corectă toate celelalte lucruri din jurul nostru. Pentru a răspunde celei de-a doua întrebări sau a celei de-a doua părți a întrebării noastre, nu mi-aș permite să spun că ceva mi-a plăcut din scriptură, pentru că asta ar însemna cumva să devine un fel de, de arbitru de judecător al importanței sau al esteticului anumitor lucruri din scriptură, dar ce îndrăgesc cu privire la întreaga scriptură și cu privire la viziunea de viață sau cu privire la viață pe care ea o propune și anume sfințenia, trăirea în sfințenie, este că prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos, prin cunoașterea Lui Dumnezeu facilitată de scripturi, noi ne reumanizăm. Scriptura nu face din noi un fel de extraterești, de marțieni în mijlocul celorlalți oameni. Deci, nu face din noi niște ciudați. Da? Ci scriptura, pentru că Ni-l descoperă pe Dumnezeu, ni-l descoperă pe Domnul Hristos, pentru că mijlocește această relație a devenirii noastre în Hristos, practic ne reumanizează, ne aduce la valorile și la starea aceea pe care Dumnezeu le-a avut în vedere pentru umanitate atunci când a creat omul. Și uh, pentru mine, Scriptura, dincolo de faptul că este Cuvântul lui Dumnezeu, este norma supremă de credință, de viață. Scriptura îmi arată cum pot fi cu adevărat uman, cum pot să mă las transformat de Dumnezeu, de relația cu Domnul Iisus Hristos și de Duhul Sfânt pentru a redeveni ceea ce am fost dintotdeauna om. În timp ce vorbeați, mă dus cu gândul la un verset din Scriptură care spune: Prin lumina ta vedem lumina. Înțeleg că Dumnezeu a manifestat prin creațiune o lumină, o cunoaștere de care ne-a făcut parte. Iar prin intermediul scripturilor, mintea noastră este iluminată pentru a exact. înțelege Revelația exact. lui Dumnezeu. Cei mai mari oameni de știință, spre deosebire de ceea ce cred poate unii că oamenii de știință sunt în general atei, cei mai mari și invit pe cei ce ne ascultă să verifice pe Google, Wikipedia sau în tratate de specialitate, nu contează, cei mai mari oameni de știință și din trecut și chiar din zilele noastre sunt creștini. Nu sunt atei, sunt creștini. Știu că asta vine ca un șoc sau ca o surpriză pentru mulți, dar sunt creștini de ce? Pentru că, repet, nu între știință și credință e conflictul, ci între științism și credință. Oamenii serioși de știință, da? oamenii care fac cu adevărat știință, nu cum zicea apostolul știința pe nedrept numit astfel, da? oamenii care fac știință cu adevărat, chiar nu simt și nu, nu văd nici niciun conflict între a crede în Dumnezeu și a descoperi. De fapt, cu cât studiezi, cu cât cunoști mai mult, cu cât Ești mai adâncit în, hai să spunem, tainele acestei realități înconjurătoare. Îți dai seama că singura explicație coerentă care, zice englezul, make sense, da, face ca lucrurile să aibă noimă, este Dumnezeu. Este Dumnezeu. Și scriptura asta ne oferă nu e ca un fel de manual pe care iei lucruri și le bifezi. Am făcut asta, am făcut asta, am făcut asta. Asta e, e o interpretare pe care eu o resping. O realitate moralizatoare, moralistă a Scripturii, care duce la un soi de legalism prefăcut, nici măcar autentic. Scriptura ne oferă revelația lui Dumnezeu aducătoare de lumină, inclusiv la nivel intelectual, și ne oferă un mod de a vedea toate lucrurile care este extrem de coerent, este foarte coerent, este cel mai coerent. Dacă nu crezi, spre exemplu, că Dumnezeu a creat lumea, ajungi să te confrunți cu probleme foarte serioase. Eu acum nu sunt un specialist în biologie, dar am citit lucrări de specialitate, am fost la conferință, am auzit oameni care se pricep la asta vorbind și spunând un biolog care uh, nu crede da? e ateu, nu crede în Dumnezeu la un moment dat de niște probleme foarte serioase pe care nu le poate explica pur și simplu și atunci trebuie să recurgă la tot felul de chestiuni de artificii care sunt acelea ca să fac așa o mică ironie, necesită mai multă credință ca să crezi în ele decât cuvântul lui Dumnezeu da? e clar că sunt artificii, ori pentru a avea o explicație coerentă, pentru a vedea în mod unitar cu noi, mă, toate lucrurile, ai nevoie de, de credință, ai nevoie de uh, Cuvântul lui Dumnezeu. Când iei de bun ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o dată lucrurile au sens, au noimă, inclusiv uh, în planul acesta științific. Ar mai trebui spus că foarte mulți oameni de știință, mai ales în trecut, au fost motivați, au fost impulsionați să aprofundeze studiile lor și cercetările lor tocmai din, din cauza scripturii. Pentru că socoteau că, descoperind aceste legi ale naturii, practic cunosc mai bine lumea lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu guvernează lumea. Îmi place foarte mult ceea ce spunea fondatorul Universității Libere din Amsterdam, Abraham Kuyper. Chiar în uh, discursul inaugural al uh, acestei universități, spunea el așa: Nu există nici un centimetru, nici un milimetru din realitate și din știință și din lume, peste care Hristos să nu-și pună degetul și să spună este al meu. Scriptura ne luminează mintea să înțelegem și să vedem toate lucrurile în lumina lor adevărată. Înțeleg că mințile luminate consimt că atunci când este promovată o autonomie, aceasta este în defavoarea celui ce crede că poate exista prin forța proprie. Cei care înțeleg că fac parte din într-un complex, că trăiesc într-o interdependență cu celelalte elemente uh, ale creațiunii, înțeleg mai mult, sau pot să înțeleagă, existența unui creator care a pus această ordine. Și, așa cum ați spus, uh, fiecare element din creație, fiecare atom este proprietatea personală a lui Dumnezeu și Dumnezeu oricând poate revendica totul și atunci cădem în inexistență adevărata ființare sau adevărata existență este tocmai această existență în lumina adevărului lui Dumnezeu. O ultimă întrebare, domnule pastor. Dacă ne puteți spune un cuvânt din scriptură care va călăuzit pe calea credinței, care va îndrumat spre al descoperi pe Dumnezeu mai mult, spre consolidarea relației dumneavoastră cu persoana lui Dumnezeu. Sunt multe astfel de cuvinte. Sigur că citind Evangheliile din Noul Testament, am descoperit frumusețea iubirii lui Dumnezeu arătate nouă oamenilor prin Domnul Isus Hristos. Și din punctul acesta de vedere, subscriu acestei descrieri a scripturii că ea este cartea sau scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru oameni. Domnul Isus Hristos este purtătorul sau mesagerul acestei iubiri fără margini pe care Dumnezeu o are pentru creația Sa, pentru, pentru oameni. Și Evangheliile, n-aș putea să spun un anumit verset sau un anumit capitol, Evangheliile mi-au oferit această întâlnire extraordinară cu Domnul Isus Hristos, care este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Îndrăgesc foarte mult cartea pildelor sau proverbelor lui Solomon, în introducerea căreia și spune Solomon că scopul pentru care scrie aceste cuvinte, și noi credem scopul pentru care Dumnezeu l-a inspirat să scrie aceste cuvinte, este cunoașterea înțelepciunii și învățăturii înțelegerea cuvintelor minții, căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului, cunoștință și chipzuință, dar să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința și cel priceput și va căpăta iscusință. Sigur că aici nu este vorba doar despre ceea ce scrie Solomon în continuare, chiar dacă așa își prefațează el cartea, eu cred că același lucru îl putem aplica în întregii scripturi și pentru mine scriptura este modul în care Dumnezeu ne deschide mintea, ne dă chipzuință, ne dă măsura dreptății, ne oferă acel izvor al bunului simț, al, al simțului comun și da, Scriptura este și pentru copii, și pentru tineri, și pentru înțelepți, și pe, adică să spunem, pentru cei educați și pentru cei mai puțin educați, prin ea Dumnezeu nu doar ne evangelizează, ne și civilizează, ne educă și asta îmi place, asta îmi place la Scriptură că este așa de minunată, așa de complexă. Stimați ascultători, am ajuns la sfârșitul emisiunii noastre. Am discutat astăzi despre relevanța Scripturii în societatea contemporană alături de pastorul Ciprian Luca și am văzut că scriptura formează o coeziune cu celelalte părți ale creației lui Dumnezeu, că promovează integritatea, inteligența, moralitatea socială, buna conduită sau bunele maniere și că mesajul scripturii este adresat cu imparțialitate oricărei făpturi și că Dumnezeu se comunică pe sine omului pentru ca acesta să tindă să ajungă Așa cum a fost destinat să fie, după chipul lui Dumnezeu. Mulțumim încă o dată pentru participarea dumneavoastră și pentru gândurile frumoase, ziditoare, pe care ni le-ați transmis. Și eu vă mulțumesc pentru invitație, și m-aș bucura nespus de mult, ca prin cele discutate, prin cele spuse aici, să-i fi motivat pe ascultătorii noștri să deschidă Sfintele Scripturi i-aș încuraja cu permisiunea dumneavoastră să nu se mulțumească cu ceea ce au zis despre Scriptură de la noi, ci să deschidă Scriptura pentru că în Scriptură vor descoperi viața, îl vor descoperi pe Domnul Isus Hristos. Mulțumim încă o dată, stimați ascultători, mulțumim că ne-ați ascultat. Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și audiție plăcută în continuare.